Ce înseamnă pentru compania Summit Agro prezența la Ziua Grâului de la Seuca, organizată de Dacopim Agro? Bună ziua, bine v-am găsit, în primul rând. Summit Agro România are un parteneriat excelent cu compania Dafcochim, pentru care le mulțumim foarte mult pentru acest parteneriat și susținerea și vânzarea produselor din portofoliul Summit Agro. Care este contribuția Summit Agro la aceste loturi experimentale din acest an? Contribuția noastră este destul de mare, venim cu portofoliul de produse destul de larg pentru tehnologia de cultivare a grâului și aici intru un pic în detaliu să enumăr niște produse. Începem cu insecticidele, Mospilan 20SG, pe bază de acetamiprid, singurul produs de origine japoneză prezent în România. De asemenea, mai avem un portofoliu și două insecticide Piretroiz, Deca 2,5C și Vizardu. În zona de fungicide avem produsul japonez Ciflamid cu substanță activă ciflufenamid. Noi îl numim regele câștigător în combaterea făinărilor, mai ales la grâu, dar pe lângă asta combate făinarea și la măr și la viță de vie. De asemenea, mai avem în ofertă și alte fungicide, Galileo, Legado, Azoxystrobin, care ne ajută foarte mult în protecția culturilor de grâu. Pe zona de erbicide avem un portofoliu, produsul Lancelot Super, este foarte cunoscut acest produs și utilizat mai ales în regiunea aceasta, și bineînțeles produsul Arbiter pe bază de fluroxipir. De asemenea, cu ce venim noi, nou în atenția fermierilor de utilizat, biosimulatorii, și anume avem produse de la Futureco Bioscience, care face parte din corporația Sumitomo Corporation. Este vorba de caișii pe bază de aminoacizi și produsul Sigechi, care conține alge marină. De asemenea, avem și fertilizanți foliari pe bază de sulf, produsul Sulfomax, îl recomandăm cu mare încredere să-l folosească, și Fertigofol Ultra. Aminteați ca noutate biostimulatori în portofoliul Summit Agro. Aveți și alte noutăți? Alte noutăți deocamdată nu, dar anul viitor o să venim cu foarte multe produse care să-i ajute pe fermieri să-și obțină recolte cât mai bune și de calitate. Ce mesaj aveți pentru fermieri pentru acest an și pentru... chiar și pentru anii următori? Ce să vă spunem, le facem sugestii ca întotdeauna să folosească produse de calitate în combaterea bolilor, dăunătorilor și a burienilor, tocmai pentru a obține și recolte de calitate.